Doi tineri au dat o spargere la un magazin și au ajuns după gratii, au pătruns prin efracție, au furat țigări și dulciuri în valoare de peste 3.000 de lei, dar și suma de 200 de lei. Polițiștii au fost alertați de patronul societății, iar autorii furtului au fost prinși imediat. Astăzi, cei doi tineri au fost prezentați în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Tinerii de 17, respectiv 19 ani, unul din comuna Cătunele, iar celălalt dintr-o comună din Mehedinți, au spart magazinul și au furat mai multe bunuri. La două zile de la săvârșirea faptei, cei doi au fost identificați de polițiștii din cadrul IPJ Gor și reținuți pentru 24 de ore. În urma investigațiilor și cercetărilor efectuate de polițiști, au fost identificați autorii furtului, doi tineri de 17 și 19 ani din comuna Cătunele, respectiv comuna Bala, județul Mehedinți. Față de cei doi tineri s-a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introduși în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj. În această dimineață, tinerii au fost duși în fața instanței. De ce ai furat? De ce ai furat? De foame. Cercetările polițiștilor continuă în dosarul penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.